Astăzi vom face un sirop de merișor cu miere. Ia uitați cum arată. Este numai pulpă de merișor aici și miere amestecate la rece. Deci nu sunt fierte, nu sunt pasteurizate siropurile astea. Foarte, foarte gros și foarte bun. Asta de merișor e preferatul meu. Mamă, câte spumă face. Poate dau neva pe laptop aici. Deci aveți grijă când îl faceți. Mie îmi place cu apă minerală și după cum vedeți face foarte multă spumă. Vă recomand tuturor să încercați un sirop din asta cu miere 100% natural. Hai să-l și bem, să vedem cum e. Mamă, e super, super bun. Mai am un pic și termin al doilea pahar de sirop din ăsta de mirișor. Foarte, foarte bun este. Wow. Super. Chiar vă recomand să încercați. Haideți că am terminat și paharul ăsta. Am terminat 3 pahare până la urmă. Uitați cât mai e din sirop, în sticlă. Deci faceți undeva la 2 litri jumate, 3 litri. Hai să punem undeva la 2 litri. Asta înseamnă că dacă este 20 de lei, vine 10 lei litru de suc din ăsta preparat cu apă. Să știți și voi că toate sucurile astea din comerț pe care le vedeți cu 8 lei, 2 litri, că e de portocale, că e de nu știu ce fructe, să știți că nu sunt de fructe, au foarte puțin concentrat de fructe în ele și restul este apă și îndulcitori, zahăr și așa mai departe și o grămadă de conservanți și de chimicale. Așa că dacă vreți ceva natural, vorbim de undeva de la 10 lei în sus pe litru, dar vă recomand pentru că merișorul și fructele pe care le avem noi au foarte multe vitamine, foarte multe minerale și sunt foarte, foarte benefice pentru corp. Plus de asta, amestecate cu mierea noastră, le fac și mai bune, le fac extraordinare pentru că știți și voi, mierea este bună în zeci de afecțiuni. Dacă nu știți, intrați pe Google și scrieți acolo repede beneficii miere. Mai aici, în fața mea, vreau să deschid iarăși ușa. Hai să vedem. Sper că v-a plăcut acest clip. În orice caz, eu am vrut să vă arăt cum fac eu siropul, cum îl beau. Dacă sunteți curioși și vreți să încercați, intrați pe site pe www.miretv.ro și acolo veți găsi și acest sirop și toate produsele noastre, pentru că avem o grămadă. Eu sunt Otto, fraților, ea este Maia, tocmai deschide ușa acum să iasă afară. Până data viitoare, nu uitați să consumați produse apicole pentru că sunt foarte sănătoase pentru corpurile voastre, să mâncați sănătos și să faceți mișcare. Eu sunt Otto, v-am pupat, ciao! Out of reading, out of reading, yeah. Out of reading, out of reading, yeah. Out.